O nouă platformă parlamentară în legislativ. Cei 5 deputați care au părăsit grupul Promoldova, Sergiu Sârbu, Eleonora Graur, Ruxanda Glavan, Grigore Repeșciuc și Corneliu Padnevici au anunțat crearea platformei parlamentare pentru Moldova. Anunțul a fost făcut de Sergiu Sârbu pe rețelele de socializare. Potrivit lui Sârbu, în timp ce Moldova se confruntă cu un al doilea val al epidemiei, o secetă fără precedent, apropierea unui nou sezon rece și a unui nou val de boli sezoniere, deputații și-au organizat o vacanță neoficială din contul statului. Astfel, cei 5 deputați au semnat convenția privind crearea platformei parlamentare pentru Moldova. Sârbu a precizat că documentul poate fi semnat de către toți legiuitorii, indiferent de apartenența și viziunile politice.